Un om diagnosticat cu o boală rară la creier, denumită popular și sindromul zombie, și-a povestit peripețiile celor 9 ani în care s-a crezut mort. Graham Harrison, de 57 de ani, a fost convins că a murit în urma unei tentative de sinucidere ratate și chiar obișnuia să-și petreacă vremea prin cimitir, crezând că acolo e locul. Harrison credea că după ce a încercat să se electrocuteze, creierul său s-a prăjit și că este mort chiar dacă respira. Doctorii l-au diagnosticat cu sindromul Cotard, cunoscut și ca sindromul mortului viu, una dintre cele mai rare boli din lume, care afectează doar câteva sute de persoane. Bolnavii care suferă de acest sindrom se consideră morți sau cred că anumite părți din corpul lor pur și simplu nu mai există. Deseori ei mor prin înfometare, deoarece nu mai simt nevoia să se hrănească. Graham Harrison, fost instalator din Marea Britanie, s-a trezit după ce a încercat să se sinucide prin electrocutare, mirat foarte tare de faptul că încă putea să vorbească, deoarece el era convins că nu mai are creier. M-am enervat, nu-mi dădeam seama cum pot să vorbesc sau să fac orice altceva fără să am creier, deoarece din punctul meu de vedere nu mai aveam, era prăjit. Mintea mi era goală, nu reușeam să magazinez nicio informație și nu mai găseam plăcere în nimic, nu mai simțeam mirosul și nici gustul, nu mai avea rost să mănânc pentru că eram mort. Nu mai avea sens să vorbesc deoarece nu mai aveam nimic de spus, mărturisește el. Picătura care a umplut paharul pentru Graham a fost când a simțit nevoia să se ducă la cimitirul local pentru că era singurul loc unde se potrivea. Simțeam că acolo trebuie să fiu, era cel mai apropiat loc de moarte. Poliția venea și mă ducea din nou acasă, spune Graham. Doctorii nu prea știau ce se întâmplă, așa că l-au pus în legătură cu neurologul Adam Zeman de la Universitatea din Belgia. Secretara mea mi-a spus că este foarte serios, că trebuie să preiau apelul deoarece bărbatul de la telefon îi spune că este mort. A fost un pacient neobișnuit, spune doctorul. Recuperarea lui Graham a început după ce analizele au descoperit că nivelul activității în anumite părți ale creierului este atât de scăzut încât se potrivea cu cel al unei persoane aflate în stare vegetativă comatoasă. Funcțiile creierului Graham se asemănau cu cele ale cuiva anesteziat total sau adormit complet. După ani de psihoterapie și medicamente combinate, cu îngrijirea asistentelor, doctorilor și celor dragi, Graham s-a recuperat treptat și nu mai este în pericol. Nu mai simt creierul mort. Nu pot să spun că m-am recuperat complet, dar mă simt mult mai bine, conchide Graham.